Bună ziua, dragii mei! Astăzi stăm de vorbă cu Petre Nicolae. Cine este Petre Nicolae? O să vorbim în toată această oră pe care o să o petrecem împreună. Dar ce vreau eu să vă spun este persoana datorită căreia eu m-am apucat de coaching. De ce? Pentru că într-o vreme în care făceam business, l-am întâlnit pe Petre în ideea de a mă repoziționa la nivel de business, dar la întâlnirile cu el, la ședințele cu el și la cursurile pe care el le organizează pentru, în general, pentru manageri, am descoperit ce înseamnă coaching-ul și cum ne poate ajuta acesta, prin anumite întrebări, să înțelegem mai bine ce este cu noi, ba mai mult, să putem ajuta pe ceilalți să înțeleagă mai bine ce au de făcut. Și tot la întâlnirea cu Petre Nicolae am aflat că este foarte important să-i ajutăm pe oameni și că răspunsurile sunt în ei înșiși. Și că cel care se ocupă de coaching nu este altceva decât cel care îl inspiră, dacă pot să mă exprim așa, pe cel pe care vrea să-l ajute, să-și răspundă la niște întrebări și astfel să-și găsească propriile răspunsuri. Niciodată coachul nu este cel care are toate răspunsurile, pentru că răspunsurile sunt în celălalt. Așa cum cea mai frumoasă regulă în comunicare este comunicarea este despre celălalt, așa și în coaching, coachingul este despre celălalt. Și îl ajutăm pe celălalt să se reinventeze, să se descopere, să-și găsească răspunsuri în viață și, de ce nu, în propriile afaceri sau activitate profesională, nu numai personală. Așa că atunci când am început activitatea de coaching a fost business coaching și după aceea am trecut și la life coaching, iar acest business coaching se datorează în cea mai mare măsură lui Petre Nicolae. Bine ai venit, Petre, și îți mulțumesc! Mulțumesc frumos! Sunt foarte emoționat de modul în care m-ai prezentat. Îți mulțumesc foarte mult pentru invitație și de asemenea mă bucur foarte mult că am avut un impact atât de pozitiv și de, să spunem, constructiv asupra a ta ca om și a carierei tale de business coach. Da, și tu ai un impact pozitiv nu numai asupra mea, ai impact pozitiv asupra tuturor celor care vin la cursurile tale și care vin la consultațiile cu tine. Petre Nicolae este, deci, consultant în managementul afacerilor. Adică este un coach și un orator, aș putea spune, și un teacher, cum se spun americanii sau englezii, școală de unde el are foarte multe învățăminte, din câte mi-aduc eu aminte. Am participat la foarte multe cursuri de ale lui și pot să vă spun că sunt extrem de utile, iar informațiile pe care le prezint acolo și mai ales exercițiile pe care le facem la întâlnirile cu Petre sunt revelatoare, mai ales pentru business-ul celor care, într-adevăr, au interesul să-și dezvolte business-ul, să-l ducă la un, să spunem, o etapă superioară, la un alt nivel. Petre, acum te las pe tine să spui despre ce faci. Ce înseamnă consultant în managementul de afaceri? În primul rând, aș vrea să-ți vorbesc puțin, foarte pe scurt, despre consultanță. Foarte bine. Există consultanța directă în business. Ca și mecanism, un, să spunem, consultant sau un manager de consultanță se deplasează într-o companie împreună cu echipa lui de consultanți, auditează compania. Pentru auditarea companiei e nevoie de o metodologie de consultanță, de auditare. Mai mult decât atât, ai nevoie de softuri profesionale care să-ți permită scurtarea timpului de evaluare a afacerii. Noi folosim o metodologie de consultanță, se numește OPAC, pe 4 axe. Anume, audităm obiectivele companiei sau modul în care au fost stabilite. De asemenea, tot ceea ce înseamnă sisteme, procese, mecanisme livrabile, dacă ele funcționează sau nu, oamenii, competențele lor, modul de încărcare a competențelor, nivelul profesional pe care îl au, dar și atitudinile lor, pentru că sunt foarte importante, uneori chiar mai importante decât competențele, și în cele din urmă climatul organizațional. Deci este o auditare practic pe 4 axe de consultanță. După ce decurgem, să spunem, sau mergem și parcurgem toate etapele din consultanță, următoarea etapă este să venim cu un plan de reorganizare strategică pe aceleași 4 axe de consultanță. De fapt, ce facem? Stabilim obiectivele, dar de data asta, după, să spunem, niște formate performante de business,
mecanisme prin care obiectivele sunt duse la bun sfârșit. Ne ocupăm foarte mult de oameni, să echipăm cu competențe, cu atitudinile de care au nevoie, competențe comportamentale, dar și tehnice, și climatul pe care îl reformatăm astfel încât să poată să susțină dezvoltarea și consolidarea afacerii. Ei bine, asta este o consultanță directă. Numai că în România consultanța directă nu este atât de ușor de ingerat, atât de ușor de dorit de către owner. De ce? Pentru că sunt oameni care au început afaceri, de majoritatea cu care noi lucrăm, companii foarte mari. Sunt companii care au început și au startat afacerea prin anii 90. Au pornit de jos, de la zero aproape, și au ajuns la un nivel acum de nu mai fac față. Adică au 3.000 de angajați, au cifre de afaceri de 100, cel puțin 100 de milioane de euro, și simplu, să spunem, sau simpla implicarea lor, determinare, motivare, faptul că muncesc foarte mult, nu îi mai ajută să poată să controleze atât procesele din organizație, stabilite într-un mod rudimentar de altfel, dar oamenii cu competențele lor și cu atitudinile și comportamentele lor. Și atunci, a doua opțiune este consultanța transformațională. Ce înseamnă asta? Păi, toată consultanța sau toată metodologia de consultanță clasică o transferăm către un grup țintă, mergem în companii, luăm cel mai important grup țintă din companie, top managementul și oamenii foarte loiali, foarte fideli, foarte importanți dintr-o organizație, îi evaluăm ca să știm de unde plecăm cu ei, după care transferăm către ei toată metodologia de consultanță, adică metodologie de auditare, cu acces gratuit la softuri profesionale prin care să-și auditeze singuri organizația, compania, procesele, obiectivele, oamenii, climatul, după care învățăm să-și reorganizeze singur compania pe cele patru axe de consultanță. Ce se întâmplă? Ajung la un nivel la care își accelerează performanțele oamenilor. Știți că e foarte important, Diana, că atunci când se întâmplă o schimbare, ea să vină din interior. Cele mai mari schimbări ale oamenilor, de fapt, ele vin din interior, printr-un, nu știu, noi spunem trigger, adică un moment declanșator în care ne dăm seama că viața noastră trebuie să se schimbe sau să facem ceva astfel că să schimbăm lucrurile. Mergând pe acest principiu, directorii din companie, în momentul în care ei învață să controleze bine toate procesele, învață să-și stabilească obiectivele, plecând de la viziunea companiei, care uneori pare foarte teoretică. Toți au pe toți pereții companiei afișată viziunea, misiunea, dar ei nu-și dau seama că, de fapt, dacă viziunea este corectă, ai o direcție concretă de acțiune, știi unde ți-ai dori să ajungi. Este o proiecție mentală prin care spui, uite, asta vreau să fac. Pornind de la viziune, ne stabilim obiectivele strategice, operaționale, cantitative, calitative, la nivel de companie, la nivel de departament, de funcțiune, după care mergem mai mult decât atât la nivel de post, după care îi punem pe oameni să-și asume obiectivele stabilite de către cine? Chiar de ei. Un lucru fabulos, pentru că odată asumate, ei trebuie să găsească mijloace, mecanisme prin care acestea sunt duse la bun sfârșit. Venim cu echipare de competență peste ei și atunci oamenii se simt și capabili, sunt și motivați, au și determinare și atunci afacerea ea este condusă pe principii profesionale și performante de business. Asta înseamnă consultanța transformațională. Da, foarte frumos, și tot ceea ce vorbești tu despre firme, despre companii, este la fel de valabil și pentru persoanele private, pentru Așa că este. O familie este tot o comunitate. Așa practic, este. Cea mai mică societate este familia. Așa. Și regulile care sunt valabile într-o comunitate profesională se pot aplica cu succes și într-o comunitate, să spunem, familială sau personală. Pentru că în această emisiune vorbim despre creativitate, despre cum să ieșim din tipare, despre cum să ne dăm voie să facem lucrurile altfel, ceea ce faci și tu în compania ta și faci cu mare succes de ceva vreme, și mi-aduc aminte de când am participat și eu de cum este să ieșim din, așa cum spune englezul, out of the box, să ieșim din cutiile, din parametrii pe care... Propria carapace. Și cum putem să ne uităm altfel la lume, altfel la noi. Despre acest out of the box aș vrea să ne povestești câte ceva. Păi, cred că ar trebui să pornim de la o situație de fapt, adică cum stau lucrurile în acest moment. Mă ocup de companii foarte mari românești, dar nu neapărat locale,
ci și transnaționale sau, hai să spunem, companii multinaționale, lucrurile stau în felul următor. Dacă la companiile multinaționale vin niște rutine, așa, plastic vorbim, pe o țeavă, da, de la compania mamă până în compania din România, filială, da, depinde ce este, la prima vedere pare mult mai ușor să le duci la bun sfârșit, pentru că sunt lucruri gândite, adică sunt mecanisme, rutine gândite pe care un om le poate duce la bun sfârșit. Cu alte cuvinte, deși noi credem că stresul este foarte mare, este mult mai mic decât într-o companie multi, să spunem, națională, antreprenorială, în care omul, el nu găsește modalități prin care să facă față a unei zile. Adică este atât de stresat încât a ajuns la, să spunem, limita maximă a suportabilității ca și stres. Da. Și întrebarea mea este, încearcă să faci business coaching cu un om care este destructurat din punct de vedere psihic, adică omul nu poate să stea de vorbă cu tine nici măcar 5 minute dintr-o oră, pentru că nu-și găsește locul, pentru că nu poate să ducă o frază la bun sfârșit, pentru că are niște blocaje cognitive. De fapt, stai de vorbă cu el și el nu poate să ducă, să sintetizeze o frază. El nu te ascultă, te aude, dar nu înțelege nimic din ceea ce spui. Și pentru că el are ceva în cap, pe el îl presează sau stresează faptul că trebuie să dea un om afară și nu știe cum să o facă, sau că trebuie să angajeze un altul și că nu sunt oameni pe piață. Din nou, mă întâlnesc cu lucrul ăsta, cu sintagma asta, aproape în fiecare zi, că nu mai sunt oameni pe piață. Sunt oameni foarte buni pe piață, numai că modul în care noi, să spunem, folosit în căutarea lor, în hunting, în, cum să spun, hunting, da, în a aduce în companie, da, este unul destul de deficitar. Și atunci, cum să faci coaching, business coaching cu un om în care trebuie să-i pui întrebări capabile să-i declanșeze o modalitate de a-și rezolva problemele cu care se confruntă, când omul este destructurat psihic? Are un copil care, ferească Dumnezeu, se droghează sau de care nu este mulțumit. Are o soție care nu-l înțelege, nu-l sprijină, nu-l... Și acum nu mă găsesc... Da, uite, fără să vreau, devin misogin, că sunt și femeile în aceeași situație. Deci, dar... și femei care au un soț care nu le înțelege, exact, care, și da, care da, poate e invidios pe poziția socială. Da, și vin foarte devreme acasă, la oră, la, nu știu, la ora 17:30, da, sunt acasă. Și bineînțeles că îi reproșează soției care nu mai poate să mai facă față și stă până la ora 21, pentru că este singura modalitate prin care poate să facă ceva. Și atunci, ce fac eu? Pentru că, de fapt, despre asta era vorba. Încerc să văd cât de dezechilibrat este persoana cu care stau de vorbă. Da. Și pentru asta am o metodologie care se numește PRP, de la People Reconstruction Process, în care ce fac? Îi aplic niște chestionare profesionale, unde am și un soft profesional mic care poate să mă ajute mai repede în automatizarea datelor, și stabilesc care sunt dezechilibrele lui pe 4 planuri, și anume credințele lui. Spunem despre oamenii cu care ne întâlnim că și-au pierdut reperele. De fapt, ce sunt reperele? Nimic altceva decât niște borne de bine și rău. Iar noi, cei care suntem în fața lor, trebuie să avem capacitatea de a discerne dacă alegem în mod intenționat răul sau alegem binele. Da. Deci foarte simplu. Da. Oamenii și-au pierdut reperele pentru că, din păcate, după anii 90, noi n-am mai reușit să transmitem asta generațiilor noastre. Și aș vrea să ne aducem aminte, eu sunt crescut la țară undeva la 60 de kilometri de Brăila și mi-aduc aminte că părinții noștri ne dădeau niște repere, chiar dacă nu făceau într-un mod structurat, într-un mod, nu știu, foarte, nu știu cum să spun, sistemic, da, ei ne-au dat niște repere foarte clare. Mamă, să ai grijă să nu mă faci de rușine, să nu furi, să nu minți, să muncești și așa mai departe. E, ce vreau eu să văd? Vreau să văd dacă persoana cu care, să spunem, am o relație de coaching are repere stabile. Adică sunt foarte mulți, și am întâlnit acum, care sunt corecți doar când trebuie sau doar când au ei nevoie. Da. Adică corectitudinea nu mai este un status quo, adică nu mai este un lucru
pe care trebuie de sine să-l... Stăpător, da. Nu, sub nicio formă, nu. E relativă. Suntem corecți, e relativă. Suntem corecți doar când vrem noi. Da. Adică suntem corecți cu angajații cu care vrem să fim corecți și invers. Da. Ce vreau să văd, dacă omul are niște credințe pozitiv constructive care să-i guverneze viața. Și asta se poate vedea foarte ușor cu ajutorul acestor chestionare. După care vreau să văd dacă acele credințe sunt aplicate în viață, sunt implementate prin niște principii sănătoase de viață. După care, dacă principiile dau reperele prin niște rutine stabilite. Deci, practic, e totul foarte sistemic. Nu e nimic la voia sorții. Adică nu mai facem nimic după nas, spunem doar niște întrebări și încercăm uneori să-l și direcționăm puțin pe client ca să găsească un rezultat și gata, am tăiat factura, ne-am luat banii. Nici vorbă. Este o responsabilitate fantastică pentru că trebuie să, practic, să-i facem o reconstrucție și dezvoltarea personală a acelei persoane, astfel încât să fim capabili și noi, dar și ei, să putem să accesăm conștientul lor. Adică să facem business coaching. Da. Nu ai cum să faci business coaching cu un om care are grave probleme de echilibru. Și atunci ce vreau să văd? Dacă are credințe și dacă credințele sunt destructive sau pozitiv-constructive. Doi, dacă acele credințe au la bază niște principii de viață pe care omul le respectă cu strictețe și cu sfințenie. Da. După care, dacă acele principii sunt transformate în repere din viață, astfel încât omul să poată să-și conducă viața, dar și afacerea, dar și familia, într-un mod foarte profesional și într-un mod conștient, pe de altă parte. Asta este primul, să spunem, pilon și cel mai important. Al doilea este familia. Atunci când două persoane vin cu principii total diferite și când ei nu au absolut nimic în comun, în sensul că în loc să fie așa sau așa, sunt ceva de genul acesta. Adică unii vin cu principiile lor de la părinții și familia de bază, alții vin cu alte principii. Cei care au cel mai mult de, să spunem, care au cele mai mari probleme și cei care au cel mai mult de suferit din toată relația asta sunt copiii. Noi nu ne dăm seama, dar după 30 de ani, de ce copiii noștri nu mai au repere? Pentru că noi nu am avut repere comune. Și atunci ce vreau să văd? Dacă familia lor este în echilibru. Adică dacă se înțeleg împreună, dacă au același limbaj, dacă au împărțite rolurile, foarte important lucrul ăsta, Diana. De ce? Pentru că este cunoscut faptul că în ultimul timp rolurile sunt așa amestecate. Există un mix de roluri în care fiecare și-a rolul pe care și-l dorește într-un anumit mod. Iar noi știm foarte clar că bărbatul, s-ar putea să fiu acuzat pentru asta, el este hunter din cele mai vechi timpuri. Adică el este cel care trebuie să-și asume rolul de tată, de soț, de iubit, dar și de hunter. În sensul că omul care trebuie să aducă în casă, ce? Hrana de toate zilele, adică vânatul acela, nu? Da. Și anume, omul, el trebuie să dea reper de ce? De reușită către copiii lui, de autoritate, tatăl este cel care trebuie să păstreze autoritatea în casă, el e cel care trebuie să dea securitate, să ajute familia să se simtă în siguranță. Închipuie ce se întâmplă dacă într-o familie mama este cea care preia acest rol, iar tatăl trebuie să dea afectul, adică dragostea, iubirea, pe care de regulă trebuie să dea mama. Și atunci aceste roluri amestecate nu fac altceva decât să bulverseze copiii. Copiii nu mai au niște roluri foarte clare, nici ei nu-și asumă rolul de copil sau de fiu sau de fiică sau de și așa mai departe și ajunge mai târziu cu niște adulți care din punct de vedere afectiv, emoțional sunt dezechilibrați total. Ne mirăm de ce nu mai sunt bărbații de altă dată, cum spunem în general noi, și bărbații și femeile. Da. Este foarte simplu, pentru că s-au pierdut reperele. Deci cu alte cuvinte vreau să văd chestia echilibru aici. Și cu toate că vorbim de un business coaching, ne uităm foarte profund și la familie, ne uităm foarte profund și la viața personală, pentru că nu se poate una fără cealaltă. Și vreau să spun telespectatorilor că atât de mult m-a impresionat această analiză a lui Petre Nicolae, încât de bună voie și nesilită de nimeni pe banii mei, deci nu eram într-o companie ca să spun că a fost un demers al firmei la care lucram sau așa, deci de bună voie și nesilită de nimeni, m-am dus și mi-am făcut-o această evaluare
assessment sau așa cum este, îi spune, da, o evaluare, da, aprofundată, da. Astfel încât să trec prin toate etapele și a fost o experiență de câteva zile în care am avut și filmări și lucru în echipă și teste și teste de inteligență, de IQ, de EQ, și la sfârșit am plecat de la Petre după 3 zile de suferință cu un catalog cam atâta de gros în care avem acolo toate răspunsurile și toate soluțiile, ceea ce este la cel mai important. Trebuie să ne echilibrăm, dar să ne și dezvoltăm, să spunem, aptitudinile nefolosite și nedezvoltate până atunci. Da. Și această evaluare m-a ajutat foarte mult pentru că a fost o privire foarte realistă, cu bune și cu rele, să spunem așa, impropriu, dar corectă și care m-a făcut să pot să iau distanță față de mine însă și să văd exact unde am de lucrat, ce am de lucrat, care sunt părțile mele bune, că uneori și prea multă modestie nu este prea bună, grozavă. Nu este, da? Bună. Așa că, chiar dacă riscăm să ne acuze cineva de infatuare sau de, nu știu, orice alt ceva. Da, sunt oameni și oameni, unii care sunt chiar cu prea multă încredere în ei și într-un fel este bine, dar uneori fac prea mult caz de aceasta, dar sunt și ceilalți din care am făcut și o parte, în care modestia și bunul simț de acasă te face uneori să înțelegi greșit afirmarea și poziția în societate. Deci vorbim din nou de repere. De repere, exact. Ceea ce mi-a plăcut foarte mult și țin să spun și celorlalți că dacă vor să apeleze la o astfel de evaluare, merită să te caute, pentru că într-adevăr pleacă cu un pachet informațional extrem, extrem de bine pus la punct, extrem de bine organizat și cu aceste repere poți după aceea să-ți reconstruiești poziția în societate. Îți dă o altă viziune asupra vieții. Despre asta exact, este vorba. Da. Ajung oameni, o să completez puțin ceea ce ai spus, da, ajung oameni care nu au o stimă de sine foarte scăzută și încrederea în forțele proprii foarte scăzută, da, ajung să vadă sau să descopere că sunt genii sau că au niște aptitudini incredibile pe care ei nu le-au folosit până atunci, da, așa cum s-a întâmplat și la tine cu un coeficient de inteligență foarte, foarte înalt și atunci îți crește încrederea în forțele proprii. Da, că nu e o părere a cuiva care te iubește sau nu e o părere a cuiva care are un interes, este o analiză foarte profesională și foarte cu o întreagă echipă în spate. Așa este. Da. Așa este. Felicitări pentru asta, da, Petre. Și mă bucur din suflet, fac asta cu mare încredere și o fac cu responsabilitate, pentru că este o mare responsabilitate să-ți vină cineva și să îi spui într-un mod foarte concret, uite, astea sunt lucrurile pe care nu trebuie să le mai faci și uite cum trebuie să-ți conduci viața de acum încolo. Este o responsabilitate foarte mare. Foarte mare, dar deja tu ai foarte mulți, da, ani avem deja în spate, de experiență și, da, expertiză, da, în același, da, timp. Da, da, și oameni foarte importanți din România, pentru că și benchmark-ul și, cum să spun, reperele sunt foarte importante și mă bucur că apelează. Am în fiecare lună, apropo de asta, am în fiecare lună o grupă de 20 de persoane unde sunt numai general manageri care își doresc să vadă dacă sunt echilibrați și ce trebuie să facă astfel încât să poată să-și organizeze viața, să spunem, mai bine. După care, după această evaluare, ei participă la tot felul de alte cursuri care le consideră necesare pentru creșterea lor profesională. Dacă este vorba de echilibrare, atunci există un program de leadership coaching, da, în care îi ajutăm să se echilibreze, doar atunci, numai că acolo trebuie să participe de regulă cu celălalt, adică soțul, soția, astfel, astfel încât să o facă împreună, pentru că de multe ori vrem să avem o problemă, venim noi și ne rezolvăm problema și acasă ne suntem puși în fața, un zid. Ne lovim, da, efectiv de soț, soție, în care spunem, du-te tu, că tu ești nebun, eu nu am nicio problemă, adică ceva de genul ăsta, ca și cum acolo ar fi numai nebun. Nu, da, suntem oameni care vrem să ne găsim echilibru și să-l și consolidăm. Și se mai întâmplă ceva, uneori un membru al familiei, mergând la foarte multe cursuri de dezvoltare personală și dezvoltare profesională, poate crește foarte repede și distanța dintre nivelul și emoțional și intelectual și așa profesional este, dintre soț și soție, fie că este vorba mai mare al bărbatului, mai, da, mare al femei, da, da, această diferență majoră duce la uneori ruperea, da, relației. Da, 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 pentru că e o diferență foarte mare. Practic ne îndepărtăm, spunem că nu mai avem nimic în comun cu celălalt. Dar, de fapt,
ne-am îndepărtat de la credințele noastre de bază. Tocmai de asta vorbeam de familie și te rog să-mi dai voie să explic pe scurt al treilea pilon, care este cel personal, în care aici ce facem? Vorbim despre caracterul omului, vorbim despre capacitatea noastră de a face schimbări în viață, de a ne adapta, practic capacitatea noastră de a ne reconfigura viața și ultimul este un pilon profesional în care dacă cei trei piloni sunt consolidați, acesta în maxim 2 ani de zile un om ajunge să-și atingă maximul de performanță pe nivelul lui profesional sau într-o meserie indiferent cam care este ea, dacă își dorește. Da. Mulțumim foarte mult, Petre. Cu multă plăcere. Luăm o scurtă pauză publicitară și revenim. Suntem din nou în platoul 6 TV, suntem cu Petre Nicolae și vorbim despre specialitatea, una dintre specialitățile lui care v-am povestit în prima parte a emisiunii m-a făcut pe mine să fiu ceea ce sunt astăzi, adică m-a format ca și coach, am lăsat partea de business tradițională, cea de publicitate unde am lucrat foarte, foarte mulți ani din viața mea și m-am apucat de această meserie care, bineînțeles, după aceea s-a dezvoltat în foarte multe laturi și valențe. Așa că aș continua cu Petre Nicolae exact despre coaching. Ce înseamnă coaching pentru tine, Petre Nicolae? O întrebare, știi, atunci când nu poți să dai un răspuns, da? Mai tragi puțin de timp. Nu asta vreau eu să fac acum. În sensul că coachingul are diferite definiții și valențe și dacă ar fi să privesc din punct de vedere al antrenorului de coach, pentru că fac și asta, atunci este o activitate cognitiv-comportamentală care are ca scop înlocuirea unor mecanisme distructive ale celui din față cu unele pozitiv-constructive, astfel încât rezultatul să fie unul nou și care să-l ajute pe el să își dezvolte, să spunem, afacerea sau echipa cu care el lucrează. Asta dacă ar fi definiția să fie din punct de vedere al, să spunem, antrenorului de antrenori. Da. Dacă ar fi să vorbim despre coaching, este la fel o activitate prin care un coach îl ajută pe, să spunem, un antreprenor sau un general manager să-și identifice singur toate modalitățile, căile, acțiunile prin care un lucru care nu funcționează să poată funcționa. Ceea ce este extraordinar este că coachul el nu are nevoie, nici nu este nevoie să se întâmple asta, și anume să-l influențeze pe celălalt să-și găsească, să spunem, singuri modalitățile prin care să-și rezolve problema, pentru că cele mai bune soluții stau în noi. Și atunci ce facem? Îi punem întrebări din care, și nu numai întrebări, din care să-l ajutăm să-și găsească singur instrumentele care să, la rândul lor, să-l ajute să performeze în activitatea lor de business. Apropo de întrebări, nu putem să divulgăm aici și nici nu avem timpul și pregătirea să oferim această, să spunem, școală de coaching în direct. Dar, totuși, avem această rubrică, exercițiul de creativitate, unde te rog, Petre, să dai telespectatorilor câteva întrebări care să fie revelatoare și pe care omul să le poată face el cu el, un fel de auto-coaching, astfel încât să iasă din această cutie și să putem aplica acest principiu out of the box. Am înțeles. Păi, dacă vorbim de cineva care are nevoie de un astfel de exercițiu, cu siguranță el a mai încercat și nu a reușit să facă asta singur, corect? Da. Și atunci noi trebuie să-i dăm, de fapt, un mecanism prin care omul să reușească să se depărteze puțin de propria persoană și să spună ce fac cu omul acesta. Exact. Ei bine, am să spun, am un exercițiu foarte interesant cu o anumită categorie numită în coaching Black Box People. Ce sunt ei? Așa. Acești oameni sunt acei oameni care îi cred că le știu pe toate, care îi judecă pe toți cei din jur,
care se plânge tot timpul de lucruri banale, că lui nu-i merge, că este lovit de soartă, că nimic nu funcționează în țara asta și în jurul lui și că oamenii sunt infideli și nu sunt, sunt lipsiți de loialitate și că și așa mai departe. Un om care se plânge toată viața și indiferent cine ar veni să-i spună schimbă ceva, omul rejectează în secunda a doua absolut tot. Da. O să râzi, dar sunt foarte mulți astfel de oameni. Ei bine, eu am parte doar de oamenii ăștia care vin la mine și care vor minuni așa, just like that, în, să spunem, nu știu, câteva minute, să-l faci pe omul ăla și să schimbe viața. Și atunci ce fac eu? Primul exercițiu sau primul pas pe care îl fac este să îl pun să vorbească despre el și să spună care sunt aptitudinile lui, explic ce înseamnă aptitudine, care sunt competențele, de fapt, care sunt aturile lui personale și acele aturi cum îl ajută pe el să-și conducă viața. Un exemplu simplu. Sunt un om care am capacitatea de a duce lucrurile la bun sfârșit. Și îl întreb, cum adică duci lucrul la bun sfârșit? Păi uite, dacă mă apuc, spre exemplu, un proiect, îl duc la bun sfârșit fără să intervină nimeni. Cu alte cuvinte, am resursele să fac treaba asta. Perfect. Dăm un exemplu de o astfel de situație în care ai dus lucrul la bun sfârșit. Și o să vezi că toți sau majoritatea vorbesc de, păi uite, acum când lucram la X sau când aveam afacerea X, ce vreau să-ți mai spun că, uite, am uitat, oamenii aceștia sunt blocați în trecut. Adică la ei prezentul înseamnă trecut îndepărtat. Ei vorbesc de când erau extraordinari, frumoși, minunați, de când lucrau nu știu în ce companie, de când aveau o echipă fantastică. Practic la ei prezentul nu prea mai există. Da. Îi lasă în pace și le spun așa, ok, deci cu alte cuvinte, ia spune-mi, ce anume, dacă ar fi să vorbești despre tine, cum te-ai caracteriza? Care sunt lucrurile importante pe care un om ar trebui să le știe despre mine și despre tine? Și spune așa, păi sunt foarte dinamic, sunt energic, sunt motivat, sunt determinat, sunt deștept, adică un om capabil să se folosească din oportunități. Construiesc tot timpul. Ok. Hai să luăm ultimii 10 ani din viața ta și să-i grupăm din 2 în 2 ani, până în momentul de față. Facem exercițiul acesta. Da, este pasul al doilea. Da. Îl punem, de fapt, să ia ultimii 10 ani din viața lui și să spun așa, spunem, toate calitățile pe care mi le-ai enumerat tu mai devreme, te rog să le treci în dreapta, într-un tabel, și după care vreau din 2 în 2 ani să-mi spui dacă acele calități au crescut, s-au dezvoltat, s-au anulat sau nu le-ai mai folosit. Da. Este nu fabulos, nu fantastic. Impactul este atât de mare încât omul ajunge deja să plângă. Pentru că analizând fiecare etapă, își dă seama că toate calitățile pe care el le avea în trecut, nu numai că nu le mai folosesc, dar acum a început să-și plângă de milă când de fapt acum 10 ani omul acesta era un trendsetter sau era un vector de schimbare, era un lider transformațional. Și atunci îl întreb, omule, ce s-a întâmplat cu tine? Al treilea pas. Ce s-a întâmplat cu tine? Sau ce crezi tu? Care este percepția ta despre faptul că în ultimii ani de zile nu mai faci nimic din ceea ce te-a consacrat și ți-a adus succesul în trecut? Și începe să spună, din nou, scuze. Am o nevastă care nu mă susține, sau am un soț care nu mă susține, am niște copii care nu mă înțeleg și care vor numai bani de la mine, am niște angajați și tot așa. Ok, bun. Suntem în ziua de astăzi, da? Cât? Păi X. Bine. Presupunând că nu faci nimic mai mult decât ai făcut în ultimii 10 ani, e al treilea pas foarte important. Cum te vezi peste următorii 5? Și el spune rău. Ok, hai să scriem ce înseamnă rău. Ia să vedem, din rău în mai rău, adică dacă până acum ai ajuns aici și ai văzut că este vorba despre un downgrading, adică din ce în ce mai rău, mai rău, mai rău. Ok, peste 5 ani cum vei fi? Păi, nu știu, te rog scrie, ei nu vor să scrie, refuză întotdeauna, te rog scrie. Care este relația cu soția ta sau cu soțul tău? Care este relația cu copiii tăi? Care este relația cu compania ta? Care este relația cu tine? Cum te vezi ca om? Da. Dar peste 10 ani. Și atunci oamenii încep efectiv să plângă. Ori se răzbună pe mine și încearcă să mă facă, nu neapărat responsabil pentru viața lor, că n-am nicio legătură, dar să-mi spună, păi spune-mi tu, Petre Nicolae. Și atunci din nou e o minge pe care mi-arunc-o și spun, e adevărat, eu sunt aici ca să te ajut pe tine. Dacă îți spun eu, s-ar putea să nu meargă, pentru că, uite, multe lucruri îți spun sau toți îți spun din jur ce trebuie să schimbi și tu nu poți sau nu vrei.
Și atunci, hai să găsim soluțiile care să te avantajeze pe tine. Și atunci ce facem? Plecăm de acolo cu pași concreți legați de 1. Facem o evaluare să vedem unde stăm. 2. Facem un plan de echipare cu competențe să vedem care sunt competențele care nu funcționează. 3. Venim la un program de leadership coaching împreună cu soția sau soțul ca să ne echilibrăm și să putem să echilibrăm familia. După care ne ducem și dezvoltăm afacerea pe niște principii performante de business. Acest mecanism se cheamă predicție negativ-destructivă. Adică îl ducem pe om să-și vadă viitorul, dar într-un mod foarte destructiv, astfel încât să spună, wow, trebuie să fac să ceva. Să mobilizeze. Trebuie, da. Și efectul este unul absolut fabulos. Fiecare dintre cei care ne urmăresc în acest moment poate să facă un astfel de exercițiu. Este un exercițiu care poate să dureze între 3 ore și o săptămână. Adică încet să vedem ce anume am fost sau cum am fost în trecut și ce nu avem acum, în momentul acesta. Efectul este unul absolut extraordinar, cu un impact fantastic asupra celor din jur. Da. Dragii mei, iată un exercițiu foarte puternic. L-am făcut și eu, așa că vă spun din proprie inițiativă și din proprie experiență că merită să faceți un asemenea exercițiu de evaluare personală și de scenaristică, să spunem așa. Pentru că atunci când scenariul pe care îl vedem că poate apărea la linia orizontului în viitorul nostru nu ne convine, ne dăm seama că acum este cel mai bun moment să începem să ne transformăm, să începem să schimbăm ceva la noi cu pași cât de mici. Și aș mai putea completa ceva la ce a spus Petre. Dacă facem această analiză a trecutului și ne punem întrebarea, un minut, dacă din acești 10 ani care au trecut, în fiecare zi aș fi făcut un anume lucru, cât ar fi de mic, ce rezultate aveam acum? Și în felul ăsta ne dăm seama că nu trebuie să ne sperie viitorul și că e foarte important doar să începem. Și că avem o șansă. Da. Și cât de puțin am face, dar e important să facem. Pentru că lucrurile acestea se adună și când ne dăm drumul să învățăm, să ne deschidem, să experimentăm, viitorul se poate contura cu mult mai frumos. Iar aceste analize sunt extraordinar de eficiente. Așa că faceți acest exercițiu. Da. Vedeți, Petre este foarte bine organizat, planificat și foarte metodologic. Adică are... Am metodologie în spate. Da. Asta e diferența. Da. Procese, metode prin care, la fel cum am descrie un motor și l-am desface așa pe bucățele să vedem cum funcționează el, așa această analiză și multe altele propuse de Petre Nicolae sunt la fel de eficiente și utile pentru a vedea cum putem să evaluăm viața noastră de până acum, cea actuală și, bineînțeles, ca urmare firească, cea viitoare. Petre, îți mulțumim pentru exercițiul acesta și acum aș vrea să te întreb mai departe, legat tot de coaching și tot de această cutie și toate aceste paradigme în care omul, din păcate, stă destul de mult, cum ar putea, să spunem, conștientiza ceea ce are de făcut în momentul în care ajunge să afle ce are de făcut? Pentru că de multe ori există așa o diferență enormă între ceea ce știm că trebuie să facem, că merită să facem, că ne este util și față de ceea ce facem cu adevărat. Există acest dezechilibru în viața multor oameni și, practic, această echilibrare este, de fapt, o rețetă de succes. Oamenii de succes sunt cei care aplică în viața așa de este. Zi cu zi ceea ce știu, în mod teoretic, că este de făcut. Ce sfat le-ai dat celor a căror distanță între a ști și a face este mare? Da. Este extraordinar. Nu știu dacă asta ți-ai dorit să abordezi, dar mă bucur că ai fost atât de inspirată, pentru că vin la mine clienți, stabilim absolut totul, așa cum spunem, într-un limbaj plastic, pe hârtie, da. Și când merg acasă, ei nu au, o să spui că nu vor, dar nu pot implementa. Și dacă te întreb de ce, Petre, pentru că nu au puterea de a transforma totul în jurul lor. Și atunci aș vrea, eu lucrez din fericire pentru mine cu oameni care au foarte mulți bani. Dar, așa, pentru că vreau, știi, în fața lui Dumnezeu să fiu foarte, să spunem, să am un echilibru în toate, mai sunt oameni care văd că nu au bani și atunci îi ajut. Din păcate, nu pot să fac asta cu foarte mulți sau cu cât mi-aș dori să o fac.
Ei bine, se întâmplă să vină oameni cu bani și atunci ei au nevoie de un mentor. Dar aș vrea să nu legați mentoring-ul ca și proces de, să spunem, un proces neapărat de business. Da. Pentru că, de fapt, mentor înseamnă un om, un model, o oglindă, dar și un transformer care să-l ajute pe el ca atunci când lucrurile merg greu să depășească obstacole, mai mult psihologice de altfel, și să ducă lucrul la bun sfârșit. Și atunci el are nevoie de un program de mentoring prin care cineva să-l ajute să-și susțină eforturile. Este greu până când se pornește și, de asemenea, ca orice, să spunem, mecanism are o inerție, dacă îi accelerăm, să spunem, rezultatele, omul începe să vadă și să-și capete încrederea de care are nevoie să ducă lucrul la bun sfârșit. Propria putere. Dar nu se întâmplă de regulă asta, pentru că majoritatea vin și cu sportul și cu absolut orice. Se duc, vin o săptămână, se țin foarte serios, sau o lună, sau două, sau trei, după care ei capătă puțin încredere în forțele proprii și abandonează procesul ăsta. Ei bine, vă dau o veste proastă. Procesul de reconstrucție și dezvoltare durează între 2 și 4 ani. Adică un om care are probleme, el poate să își revină la setările lui de bază într-o perioadă de 2 ani. Și mă refer la cei care sunt în situația de burnout, sau cei care sunt destructurați psihic, de nu mai știu nimic de ei, sau cei care, să spunem, au o ușoară depresie, pentru că dacă au depresie la un nivel mai, să spunem, nu știu, mai avansat, ei trebuie să meargă la un medic, trebuie să meargă la un psihoterapeut. Este adevărat că coaching-ul este o metodă, dacă vrei, de terapie cognitiv-comportamentală, în sensul că de scurtă durată, dar au nevoie de cineva care să le rezolve problemele mai aprofundat decât atât. Și atunci, revenind, dacă nu avem bani, trebuie să ne găsim pe cineva din jur, un om, care să fie un transformer, adică un om puternic, chiar doi, chiar trei, niște modele de oameni. Și modelele nu totale, adică luăm un om care este, să spunem, model în sport, luăm pe altcineva care este model în nutriție, luăm pe altcineva care este model în familie, adică modul în care... Și atunci ce facem? Ne stabilim niște direcții concrete de acțiune, iar pe ei e ca și cum am avea niște martori care să ne vegheze, să spunem, fiecare dintre ei, direcția unde noi nu performăm. Apelăm la prietenul X. Noi facem asta inconștient. Mă duc să stau de vorbă cu Petre pentru că îmi dă un sfat. Adică ce vrea de la Petre? De la Petre vrea așa: claritate, abordare sistemică și înțelepciune. Da. Și atunci oamenii caută la mine asta și vin și stau de vorbă cu mine. Ce vreau de la antrenorul meu? Am un antrenor care este extraordinar. Adică un om simplu, dar care are o capacitate incredibilă de a transforma omul. Și atunci mă duc la el și pur și simplu nici nu gândesc. Și nici nu vreau să gândesc. Îi spun ce trebuie să facem și omul îmi spune: doamne, uite, trebuie să facem asta, 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 asta și mai departe. Când vede că nu pot și mă potignesc, vine și spune: ce s-a întâmplat? Hai să vedem. Eu funcționez rațional, dar sunt alții care nu pot. Și atunci omul îi motivează psihologic, fiind unul dintre cei mai buni din România, te motivează psihologic să treci mai departe. Deci dacă nu ai pe nimeni, folosești acești martori, care de fapt înseamnă nimic altceva decât un om, un model pe 5-6 planuri, adică în plan profesional, în plan personal, relația cu familia, relația cu copii, relația cu sine, pentru că sunt oameni care au echilibru. Din păcate, oamenii ăștia care nu o fac conștient, ei sunt echilibrați doar într-o direcție. Și atunci de asta trebuie să luăm pe unul care este foarte bun nutriționist, dar în rest n-are nicio... Adică nu are nimic echilibrat. Da. Și să ne folosim de ei și să facem cu ei, pur și simplu, aducem pe toți la oaltă, mai oameni buni. Da. Am observat că trebuie să mă schimb. Și uite, am nevoie ca fiecare dintre voi să mă ajutați pe ceva. Uite, apelez la tine, George, un exemplu, pentru că tu ești înțelept. Și am nevoie să stau de vorbă cu tine. Apelez la tine că ești foarte dur și sistemic. Și atunci când greșesc, vreau să faci treaba asta. Iar cei care într-adevăr au bani, ei trebuie să apeleze la un coach, la un coach care să fie specializat pe reconstrucție și dezvoltare personală, așa cum ești și tu, și în care să îți spună într-un mod sistemic cum poți crește de la A la Z și cum poți controla, să spunem, o creștere care mai târziu să devină consolidată, dezvoltată și consolidată. Da. Astea sunt cele două abordări.
Mulțumesc, Petre. A fost foarte interesant și o să mai vorbim despre aceste subiecte. Mulțumesc frumos pentru invitație. Generoase, da? Și aș vrea să te rețin și la următoarea rubrică pe care de cele mai multe ori o fac singură, rubrica Un cuvânt pe săptămână, în care vorbim despre efectele anumitor cuvinte. Așa că vreau să vorbim, pentru că ai menționat importanța și deosebirea dintre abilități și competențe, iar la această rubrică aș vrea să vorbim și am să te las pe tine să ții această rubrică, de acord? Da, nu știu cum se face, dar eu sper să mă descurc, da. Te descurci cu siguranță. Suntem la rubrica Un cuvânt pe săptămână și profit de faptul că avem un specialist în business și în coaching, în business coaching, Petre Nicolae, și îl las pe el să ne explice într-un limbaj foarte concret, specific și foarte bine structurat despre ce înseamnă competențe și abilități și necesitatea acestora în viața unui om, atât personală cât și profesională, și mai ales diferența dintre aceasta, dintre aceste două, care, cred eu, nu prea se cunoaște sau nu prea facem noi o diferență atât de mare, astfel încât nu ne ajută cu adevărat în viața noastră de zi cu zi. Petre, ce înseamnă competențe, ce înseamnă abilități, ce valențe au în viața noastră aceste două cuvinte și care este diferența dintre ele? Nici dacă îmi doream să se întâmple lucrul ăsta și nu cred că reușeam, pentru că majoritatea directorilor de resurse umane, dar și, să spunem, celor care lucrează în domeniul paralel cu resursele umane, nu reușesc să facă, le amestecă cu foarte mare ușurință pentru că nu le pot diferenția. Abilitatea sau abilitățile sunt însușiri native care ne ajută pe noi să interrelaționăm cu ceilalți. Cum ar fi abilitatea de comunicare. Ce înseamnă asta? Înseamnă modul prin care noi reușim să ne raportăm la ceilalți. Adică limbajul pe care îl folosim, modul, să spunem, de exprimare, vocabularul, foarte important, fondul de cuvinte, toate la un loc. Asta ne ajută pe noi să putem relaționa. Spunem despre un om care are abilități de comunicare atunci când el reușește cu foarte mare ușurință să relaționeze cu toți și să aibă relații foarte bune cu cei din jur. Dar nu numai, sunt abilități de negociere, care înseamnă nativ capacitatea de a obține niște avantaje dintr-o debate, dintr-o, cum să spun, dintr-o negociere, ca să nu mai... Da, dintr-o confruntare. Ok, verbală, dintr-o confruntare. Da. Ei, bine, astea sunt abilitățile. Da. Dar mai mult decât atât, ele sunt soft skills, adică ne ajută doar la nivel de relaționare umană. În business sau în ceea ce facem, ca să putem să creăm niște rutine capabile să poată să ne aducă succes sau rezultate, avem nevoie de aptitudini. Aptitudinile sunt tot însușiri, dar sunt de ordin tehnic, care ne ajută pe noi mai târziu, dezvoltându-le, să ne ajută să devenim repere într-o anumită meserie. Un exemplu foarte important și talent, nu în cele din urmă. Un exemplu, cineva care are ureche muzicală. Ce este? Da. Este o aptitudine nativă. Nu toți ne naștem cu astfel de aptitudine, de asta ele sunt tehnice, într-un fel, sau manualitatea, aptitudini de a face ceva cu mâna. E, dacă ne referim la primul set de aptitudini, urechea muzicală, să spunem, mai târziu, dacă facem un conservator sau orice altceva, putem să devenim un talent și în felul ăsta nu performăm în ceea ce facem, ci excelăm în ceea ce facem. Deci, abilități, aptitudini, ce sunt competențele? E, competențele sunt însușiri formale de data asta. Adică formale printr-un proces formal. O școală, o academie, un, să spunem, curs, dar foarte sistemic, prin care cineva își certifică însușirea de competențe legate de o meserie. Ele se împart în două categorii. Sunt competențe tehnice legate de specializarea pe post, cum ar fi, dacă vorbim de resurse umane, o competență tehnică înseamnă realizarea și implementarea sistemelor de evaluare a performanțelor angajaților. Ei, au la bază mecanisme, procese, etape,
livrabile. Adică nu mai ține de o abilitate născută. Pentru că au în spate o metodologie care îți permite ție, ca în orice situație, să stabilești indicatorii de performanță, nu neapărat într-o meserie, ci în toate. Pentru că ești specializat pe acest lucru. Deci competența e o însușire formală. Așa. Și ai spus că sunt două tipuri de competențe. Da, și sunt competențele comportamentale, da, care au la bază niște comportamente pe care noi le folosim în activitatea de zi cu zi. Cum ar fi rezistența la stres. Uh-huh. Oamenii înzestrați cu această capacitate, ei pot duce lucrurile la bun sfârșit fără să aibă foarte multe abateri de la drumul lor. Sau atitudinea pozitivă. Care atitudinea pozitivă, din nou, este o competență comportamentală care ea, ca să poată să fie ușor evaluată, are la bază niște criterii, cum ar fi capacitatea de a duce lucrurile la bun sfârșit fără intervenția celorlalți. Asta este diferența. Perfect. Dragii mei, vă invit să vă autoevaluați și să vedeți care sunt competențele voastre, abilitățile voastre, aptitudinile voastre și să le folosiți în mod eficient pentru îmbunătățirea vieții voastre. Vă mulțumesc foarte mult, mulțumesc Petre și ne mai vedem. Mulțumesc și eu și aș vrea să fac o urare. Da? Mi-aș dori să vă dezvoltați atât de mult încât deasupra dumneavoastră să fie doar cerul. O, ce frumos!